Naționalele maestrelor la gimnastică, desfășurate în weekend la Ploiești, s-au încheiat cu concursul individual. A fost un duel între Cătălina Ponor și Larisa Iordache. Aceasta din urmă a câștigat în fața veteranei din Constanța. Larisa s-a impus atât la bârnă cât și la sol, iar Cătălina a venit pe locul 2. Succesul sportivei de 21 de ani a venit și cu ajutorul ventuzele. Sunt probleme cu spatele sau? Nu, doar ca să mă simt eu bine și în formă în ziua concursului, sunt anumite proceduri care trebuie să le fac. Podiumul feminin a fost premiat de o personalitate a gimnasticii mondiale, fostul antrenor Octavian Belu. Ploieșteanul a fost prezent la toate cele 3 zile de concurs și s-a bucurat că a avut ocazia să le felicite pe fostele sale eleve. Cum a fost să te premieze domnul Belu? Nu e chiar normal, dar în același timp mă onorează faptul că m-a premiat, mai ales că domnul Belu și doamna Mariana îmi sunt foarte dragi, îmi sunt ca niște părinți. Dinamo a câștigat concursul pe echipe, iar în componență se află și un prichindel de 22 de ani. Dinamovistul prichindel a venit la gimnastică după ce un prieten și-a spart capul la antrenament. Nu s-a speriat, iar acum vrea rezultate mari la cal cu mânere, aparatul său favorit. Da, este un nume mic, dar în același timp mare. Deci prichindelul vrea să facă lucruri mărețe în gimnastică? Ce să facă? Zic, prichindel vrea să facă lucruri mărețe în gimnastică? Da, păi asta vreau. La naționalele de la Ploiești, gimnastul Andrei Muntean, componenta lutului național, s-a accidentat, iar după efectuarea unui RMN, va ști dacă va putea concura la campionatul mondial de la Montreal.